Gata. Gata. Ultima seară în Nice, sfârșitul concediului imediat. Câteva impresii, dacă am zis că cea mai frumoasă plajă pe care am văzut-o vreodată este în Grecia, în Navagio, și că nu o să mai găsesc o astfel de plajă. E, plaja poate că nu e ca acolo, dar apa era aproape la fel, ceea ce, nu știu, pe mine m-a surprins foarte tare. Orașul este mult, mult mai mișto decât mă așteptam. Până acum, în topul preferinței, rămâneam în Barcelona, cu niște clădiri superbe. Aici toate sunt. Zici că a fost renovat anul trecut. Foarte multe poze, pozele le pun pe Instagram. Până atunci, altceva. Prețurile sunt măricele, într-adevăr. Nu știu, o masă în doi mi-a dus undeva pe la între 35 și 45 de euro. Am trecut lângă chestia asta și este ușor emoționant. Sunt memoriile celor din de la atacul cu camion. Cam atât despre Nice. Aș vrea să vorbesc puțin despre Monaco, de departe, cel mai mișto oraș sau țară în care am fost vreodată. Eu am zis așa, dacă ar trebui să fac vreodată un oraș de la capăt pe calculator, așa l-aș face. Clădirile arată impecabil, paducul este pixit de iachturi. M-am uitat puțin pe net, nu există iacht sub 1 milion de euro. Am mers pe circuitul de Formula 1, stradal, filmat asta, strada asta de aici, da? E super renumit. Dacă ai văzut măcar o cursă de Formula 1, n-ai cum să-mi recunoști. Mașini. Văzut, cred că la un moment dat, două Lamborghini-uri în 30 de secunde. Nu sunt cunoscător, nu mă pricep, dar chiar și așa nu ai cum să nu. Am văzut Ferrari-uri, am văzut, nu știu, Porsche-ul părea deja banal. Piesa de rezistență, un Maserati acoperit în totalitate cu catifea neagră. Unele detalii erau probabil placate cu aur. În fața cazinoului aici, nu știu, probabil că dacă te așezi la o cafea și stai vreo 2 ore, ai parte câteva premiere personale. Mi-a plăcut Monaco atât de tare încât...
merg prin Nice, sunt în ultima seară, sunt pe promenade des Anglais. Am fost în Cannes pentru festivalul de film, nu era festivalul de film, dar pentru asta este cunoscută, cel puțin de către mine, cunoscută stațiunea. Orașul e puțin sub Nice, aș spune, dacă ar fi acum să aleg între ele două, e clar că aș alege Nice-ul. Pare mult mai comercial, să zic, deși și ăsta este plin. Plusul mare este că are plaja cu nisip și după 3 zile de plajă pe piatră s-a simțit bine nisipul. Am făcut plajă, am mâncat ceva, am făcut câteva poze sus în gen centrul vechi și cam asta a fost. Ne-am întors, a fost o excursie de zi, am luat trenul, ne-am dus și ne-am întors cu autobuzul. Nu ne mai grăbeam, trenul l-am luat din ideea de a ajunge puțin mai repede. 7 euro trenul, 1 euro jumate autobuzul și face jumătate de oră în plus. O oră, o oră jumate, toată treaba. Asta a fost, sper că v-a plăcut. M-am gândit că e mai ușor să vorbesc decât să scriu. M-am gândit că pot spune mai multe chestii în câteva minute de vorbit decât să scriu și să nu urmărească nimeni. Vă salut, pa! Încă o chestie. Dacă vi se pare că ați mai văzut genul ăsta de ochelari undeva, aveți dreptate. Pulember.